dimineața, bine v-am găsit la știri, sunt Cristina Dorobanțu, iată care sunt principalele subiecte. Incident șocant la un liceu din Botoșani. Un elev a luat foc în timpul orelor și a ajuns cu arsuri grave la spital. Polițiștii încearcă să afle dacă el și-a dat foc singur sau colegii au vrut să-i facă o farsă. Vegetația făcută scrumie tot ce a rămas după incendiul devastator care a mistuit 15.000 de metri pătrați din Delta Văcărești. Flora și fauna au fost distruse. Totul se pare de la o țigară aruncată întâmplător. Se schimbă legea în cazul polițiștilor. Suspecții sau martorii care dau declarații nu vor mai putea fi audiați mai mult de 3 ore. Scene șocante s-au scurs într-un liceu tehnologic din Botoșani. Un elev în vârstă de 17 ani a luat foc în sala de clasă și a ajuns cu arsuri grave la spitalul din Iași. Polițiștii încearcă să afle acum dacă băiatul a fost incendiat de colegi în mod intenționat sau dacă totul a fost un accident. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Spray-ul pentru ștergerea tablei magnetice din clasă ar fi fost declanșatorul incendiului violent. Elevul de 17 ani, care era în timpul orelor, a luat foc sub ochii colegilor. Ar fi pulverizat spray-ul pe corp ca și cum ar fi fost parfum. Apoi ar fi aprins o brichetă care a declanșat flăcările violente. Deci colegii au spus că el s-ar fi dat cu spray-ul? Da, s-ar fi parfumat. Profesoara, care este și director al liceului, nu era în clasă în momentul incidentului. Ieșise pentru câteva minute să rezolve o problemă, timp în care s-au scurs scenele șocante. Când am intrat, colegii băieți o parte fugiseră și unul din colegii l-a ajutat, l-am văzut că e ars. După aceea, după ce am chemat salvare, după ce a plecat copilul, am întrebat ce s-a întâmplat. Copilul zice, doamnă, el a făcut-o. Am ieșit, m-am dus până la seară, am venit înapoi, până m-am dus, până am venit. Una personal m-a speriat foarte tare, da? Și avea o brichetă în mână. Colegii au încercat să iei bricheta. Elevul a fost dus de urgență la spitalul din Botoșani, dar din cauza arsurilor grave a fost transferat la un spital din Iași. Pacientul prezenta arsuri pe fața anterioară torace, regiunea cervicală și regiunea mentonieră, deci la nivelul mandibulei, suprafața arsă 18-20%. Polițiștii nu exclud varianta ca elevul, care este un copil cu nevoi speciale, să fi fost incendiat intenționat de colegi. Nu ar fi prima oară când băiatul este batjocorit pentru problemele pe care le are. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Plămâni s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Băiatul este acum în stare stabilă la spital. Incidentul este anchetat de oamenii legii. Venim acum cu o informație de ultimă oră. Un incendiu violent a izbucnit în urmă cu mai puțin timp lângă ambasada rusă din București, după ce o mașină s-a izbit de gardul instituției. Traficul în zonă este blocat, iar o armată de polițiști se află la fața locului. Cu mai multe detalii vine colega mea, Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa! Ce se întâmplă acolo? Bună dimineața, Cristina! Bun găsit tuturor! Incidentul ar fi avut loc în urmă cu mai puțin de o oră. Din primele informații știm că mașina ar fi intrat direct în clădirea ambasadei, iar în urma impactului aceasta ar fi fost incendiată. Deocamdată nu se știe exact care este motivul pentru care șoferul a recurs la acest gest. Nu se știe exact dacă a intrat intenționat sau nu. Așa cum vedeți în imaginile pe care vi le arată colegul meu chiar acum, la fața locului sunt mai multe mașini de poliție, pompieri și de asemenea sunt și trupele antitero, dar și trupele pentru intervenția pirotehnică. De asemenea, zona a fost delimitată pentru ca nicio persoană să nu poată ajunge aproape de locul accidentului. Este important să vă menționez și faptul că traficul rutier în zona Arcului de Triumf și până la Piața Regelui este restricționat în acest moment, iar polițiștii le recomandă șoferilor să evite pe cât posibil această zonă. Nu se știe exact dacă a fost un act terorist sau doar un simplu accident rutier. Cert este că impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost incendiată imediat. Din surse știm că persoana care se afla la volan ar fi decedat. În acest moment, incendiul a fost stins de către pompieri, însă polițiștii sunt în continuare aici pentru a face cercetări și pentru a stabili care a fost exact cauza acestui accident. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Un incendiu de proporții a mistuit ieri 15.000 de metri pătrați din Delta Văcărești. Fumul gros a acoperit întreg sectorul 4, iar populația a fost avertizată prin RoAlert să rămână în case.
Devastatorul incendiu a izbucnit după orele prânzului și, din pricina vântului, s-a extins uluitor de rapid. Dacă inițial pompierii anunțau că ard 5.000 de metri pătrați, la câteva minute distanță, focul avea să cuprindă deja o suprafață triplă. 15.000 de metri pătrați erau pârjoliți. Fumul gros, care s-a ridicat spre cer sub forma unor nori uriași, dar toxici, se vedea de la un kilometru depărtare și a învăluit întreg sectorul 4. Se vedea de la piață de acolo, de la sudului, de piață, fum mult. Aici era flăcără. În cauza degajărilor mari de fum, s-a emis către populație un mesaj prin sistemul RoAlert pentru avertizarea și informarea acesteia. Oamenii erau sfătuiți să ocolească zona. Între timp a fost deschisă o anchetă care să lămurească de la ce a pornit incendiul. Cei care locuiesc în zonă susțin că ar fi vorba despre mâna oamenilor străzii care adesea își fac veacul pe aici. Ăștia care dorm, care rămân fără case, oameni ai nimănui. Să bag prin stufărișurile alea să doarmă, ca și adăpoturi. Sunt și oameni de rău care strică, că au dat foc și l-au făcut niște foișoare pe acolo. Una pe aici, una așa. Le dă foc. În fiecare an avem incendii în Delta Văcărești. În fiecare an autoritățile vin și ne povestesc că vor investi acolo, că vor investi într-un gard pentru a delimita perimetrul și a limita accesul persoanelor, că vom avea pază. Nici Ministerul Mediului și nici Primăria București sau vreo primărie de sector timp de 10 ani nu au reușit să facă un minim de investiții în această zonă. Din fericire, nu au existat victime, însă fauna din Delta Văcărești a fost distrusă. Dacă păsările sunt la cuib, vă dați seama că nu mai pot. Poate să-și ia pui un cioc și să zboare cu el. Din fericire, perioada de maxim așa vegetativă și de biodiversitate încă n-a început. Adică suntem la începutul sezonului. Păsările n-au venit toate în parc. Sunt peste 170 de specii de păsări. Încă din 2016, Delta Văcărești, sau Delta Urbană, cum a fost denumită, a devenit prin lege arie protejată, iar autoritățile se lăudau că vor amenaja aici un loc de promenadă și un parc natural unic. Au trecut 6 ani și în zonă au avut loc doar incendii, nu și lucrări de amenajare. Imagini șocante vin din Băilești, unde o pensionară a fost pulberată de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Femeia traversa strada pe timp de seară printr-un loc nepermis, moment în care șoferul vitezoman nu a mai apucat să frâneze în timp util și a lovit-o în plin. Victima a fost transportată la spitalul din Băilești, dar a decedat câteva ore mai târziu. Tânărul a fost testat cu aparatul alcool test, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii îl cercetează penal pentru ucidere din culpă. Culmea corectitudinii vine de la un șofer din Brăila care a urcat băut la volan. Omul a lovit o pasăre cu mașina, dar s-a dus la poliție ca să declare accidentul. Cu mai multe detalii despre acest gest incredibil vine colega mea, Iuliana Basalic. Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Cristina! Bun găsit tuturor! Bărbatul se afla la volan pe DN2B în afara localității Mircea Vodă când o pasăre s-a izbit de grila mașinii sale. Bărbatul nu a fost rănit, dar autoturismul a fost ușor avariat. Spiritul civic însă l-a îndemnat pe brăileanul în vârstă de 55 de ani să meargă țintă la cel mai apropiat sediu de poliție. Așa a ajuns la Ianca, acolo unde l-a povestit cu lux de amănunte oamenilor legii cum s-a petrecut totul. Pentru că avea un discurs nu tocmai coerent, dar și pentru că așa prevăd procedurile, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest și au constatat că acesta băuse înainte să se urce la volan, avea o imbibație alcoolică de 0,51 mg per litru în aerul expirat, iar asta nu e tot, și mai mare l-a fost mirarea oamenilor legii după ce au verificat bazele de date. Aceștia au descoperit că bărbatul avea permisul suspendat. În final, individul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, dar și pentru că s-a urcat la volan având permisul suspendat. Acestea au fost informațiile de aici. Cristina, înapoi la tine. Mulțumesc, Iuliana. Cum statul se zgârcește cu mâncarea pacienților din spitale, rudele sunt nevoite să găsească soluții. Așa se face că plasele pline cu mâncare de acasă sau de la restaurante asigură un meniu îndestulător pentru bolnavi. Astfel, bieții oameni au momentan un buget de doar 11 lei pe zi.
Pe Francesco l-am întâlnit pe un coridor al Spitalului Județean din Craiova, așteptând nerăbdător să aducă mâncare unui prieten internat de 5 zile. Cu două plase pline de hrană și apă lângă el, băiatul ne face un calcul rapid. Astăzi am făcut în jur de 80 de lei, cred. În spital există o porție de mâncare zilnică, un buget pe care... Există, dar nu ajunge. Nu ajunge pentru mine. Și trebuie să ne descurcăm singuri. În aceeași situație sunt mii de oameni din toată țara. Acest proaspăt tătic, de pildă, va face slalom între casă, serviciu și spital timp de o săptămână, ca să aducă hrană soției. Iaurt, banane, să nu mai spunem că nu avem hârtie igienică, nu avem, și aici sunt pentru necesare pentru cele de operat. Nu e ceva echitabil, pentru că dacă un angajat are un bon, o masă pe zi, valoare de 200 de lei, de 20 de lei, deci clar, nu ai cum să treci cu 11 lei 3 mese. Practic, ce ați fi putut cumpăra dumneavoastră de 11 lei? Păi, niște eugenii și un iaurt. Cantinele spitalelor trebuie să dozeze cantitatea, dar mai ales calitatea hranei. Așa se face că rudele cheltuie chiar și de 10 ori mai mult decât acordă statul pentru a se asigura că cei dragi au parte de o mâncare hrănitoare. Vă spun imediat. 100 de lei, aproape de asta. 100 de lei, 93 de lei. 100 de lei mâncarea doar pe astăzi. Da. Ce ați putea cumpăra dumneavoastră rudei internate în spital? O pâine și două bucăți de salam. Am încercat să vedem și noi ce putem cumpăra de 11 lei, așa că am mers la o autoservire de lângă Spitalul Județean. Din varietatea de produse reușim să mâncăm astăzi doar 100 de grame de piept de pui și o porție de piure. Pe de altă parte, dacă vrem să cumpărăm și ciorbă, trebuie să ne luăm gândul. Și asta pentru că preparatul nelipsit din meniul unui bolnav costă aici 14 lei, adică depășește bugetul impus de stat. În condițiile scumpirilor, majorarea alocației de hrană în spitale va rezolva o parte din probleme, dar nu va fi garanția unei mese cu adevărat îndestulătoare. Această mărire este, să spun așa, una obligatorie. Prețurile, mai ales la alimente, au luat o razna. Autoritățile își dau în sfârșit seama că pacienții din spitale au nevoie ca cele 3 mese pe zi să nu mai fie în batjocură. Așadar, de luna viitoare, alocația de hrană va crește. Despre ce majorare vorbim, știe colega mea, Tatiana Gavrilă. Bună dimineața, Tatiana! Bună dimineața, Cristina, bun găsit tuturor! Potrivit Ministerului Sănătății, alocația de hrană pentru pacienții internați în spitale s-a majorat de la 11 la 20 de lei, iar în cazul pacienților cu boli mai grave, trebuie spus faptul că banii acordați ar putea fi ceva mai mulți, asta dacă bugetul o va permite, însă banii nu sunt singura problemă a sistemului sanitar românesc, căci în urma unor controle, inspectorii ANPC au găsit o serie de nereguli grave și o mizerie greu de descris în cuvinte. De altfel, în urma unor calcule, potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, pentru anul curent va fi nevoie de o investiție de circa 100 de milioane de lei. A fost nevoie de această investiție în contextul în care cei 11 lei acordați în prezent îi îndemnau pe pacienții internați în spital să ceară mâncare de acasă sau să-și comande din prejurul spitalului. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristina, înapoi la tine. Într-o singură săptămână am trecut prin două anotimpuri. În nord-vestul țării, vara, care s-a instaurat subit, s-a transformat brusc în iarnă. De la 20 de grade Celsius și tricou cu mânecă scurtă, am avut parte de zăpada mieilor și ne-am înfofolit din nou în geci groase. Anomaliile climatice au dat peste cap natura și au contrazis ciclul firesc. De un peisaj veritabil de iarnă au avut parte locuitorii din Bihor. Dacă ar fi ignorat calendarul, ar fi zis că vine mai degrabă Crăciunul, nu Paștele. La Oradea a nins în aprilie ca în luna lui Gerar. Zăpada mieilor s-a așternut pe pământul pregătit de primăvară. Caisul înflorit, plin de zăpadă. Iar noaptea sunt sub 0 grade, mai precis la Oradea vor fi minus 1, minus 2 grade. Cel mai mult au de suferit de pe urma schimbărilor climatice agricultorii. Iștvan are o livadă roditoare în satul Biharia. Dacă un cais producea în medie 50 de kilograme de fructe pe sezon, anul acesta fermierul nu va culege nici 10 kilograme. Pomii au înflorit la 18 grade săptămâna trecută și au înghețat la minus 2. Florile deja cade jos. Cam din 10 flori, 8 cade jos. Înseamnă că înghețat azi. Va fi producția mai mică de fructe? Mai puține. Eu așa zic jumătate decât anul trecut.
Multe crengi au flori uscate, semn că fructe nu vor apuca să se dezvolte. Nu cred că o să fie multe fructe. Nici albinele? Poate nici nimic. Și în această livadă, în sistem superintensiv din GPU, sunt în pericol 14.000 de pomi, aliniați pe 6 hectare. De exemplu, la specia cais, la soiurile care au deja înflorit, cu siguranță va fi afectată producția. Să sperăm că nu o să mai vină un alt val de frig. Până la ce temperaturi minime rezistă? În această fenofază rezistă până la minus 5 grade. Meteorologii anunță că vremea va schimba la fel de brusc foaia. După șocul termic, de miercuri încolo se vor înregistra în vestul țării maxime de 18-19 grade. Cine nu a reușit să își cumpere o locuință nouă până acum mai are de așteptat. Prețurile au explodat pe piața imobiliară și mai mult, unii dezvoltatori aleg să oprească lucrările pe șantiere din cauza prețurilor mult prea mari la materialele de construcții. Specialiștii spun că în perioada următoare vom asista la alte scumpiri pentru apartamentele noi. Da, chiar am prieteni care se uită pentru un apartament și au crescut prețurile, se gândea să și-a credit la bancă ca să-și ia casă și toate cele, dar a cam renunțat din cauza creșterilor. Ideea general observată este că prețurile au sărit în aer și prețurile sunt în creștere. Orice facilități ar acorda băncile, prețurile sunt acum mult mai mari în comparație cu bugetul estimat la sfârșitul anului trecut, de exemplu, pentru achiziționarea unui apartament sau a unei case. Această femeie a avut inspirația de a-și cumpăra o casă într-un cartier rezidențial anul trecut, când prețurile încă nu explodaseră. La valoarea de acum, nu știe dacă ar mai fi făcut o astfel de investiție. Însemnând 85-90 de mii de euro, în momentul de față s-au dublat prețurile, din câte știu, cel puțin raportat la Berceni. Comuna Berceni. Dezvoltatorii imobiliari confirmă că se confruntă cu probleme tot mai mari. Producția pe România nu face față cererii și atunci majoritatea sunt nevoiți să importe din exterior, din țările vecine. A avut un impact deosebit și războiul de lângă noi, pentru că o anumită parte dintre materialele pe care le utilizăm în construcție erau importate din Ucraina. În ultimul an, prețul materialelor de construcții chiar s-a dublat în anumite cazuri. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la panourile sandwich 121%, țeava rectangulară 118%, OSB-ul 103%, fierul beton a crescut față de anul trecut cu 88% și totodată o cărămidă a ajuns să coste peste 10 lei. Din toate aceste motive, mulți dezvoltatori se tem că vor fi nevoiți să închidă șantierele până când situația se va reglementa, iar o astfel de redresare este prognozată în a doua jumătate a anului. E o incertitudine totală din punct de vedere a prețului cu care termină o construcție. Și atunci mai bine te oprești. Te oprești, stai un pic o perioadă, 6 luni, un an, vezi când ajungi la o stabilitate și continui după aia, dacă poți. În ultimul an, prețurile apartamentelor noi au crescut în medie cu 15-25%, iar experții estimează alte scumpiri în următoarea perioadă de 10-15%. Guvernanții au decis în sfârșit măsurile de ajutor pentru românii care nu mai pot face față scumpirilor. Valoarea tichetelor de masă pentru 2,5 milioane de români angajați, dar și voucherele sociale se vor mări. Colegul meu, Silvian Trandafir, vine cu toate informațiile. Bun găsit, Silvian! Bună dimineața și bine v-am găsit! Noul pachet conține mai multe măsuri economice. Vorbim în primul rând de vouchere oferite familiilor vulnerabile. Aceste vouchere vor valora 50 de euro și se vor da odată la 2 luni de zile pentru cumpărarea exclusivă a alimentelor de bază. Alte vouchere vor fi oferite elevilor care au bursă socială. Acestea vor valora 30 de euro, se vor da odată pe lună și elevii își vor putea cumpăra cu aceste vouchere rechizite sau chiar haine. O altă măsură importantă este aceea a majorării valorii tichetelor de masă pentru angajați de la 20 de lei și 17 bani cât sunt acum la 30 de lei. Și o altă măsură foarte importantă este aceea de decontare a accizei pentru carburanți, atât pentru transportatori cât și pentru agricultori. Tot acest pachet economic va însuma un impact bugetar de aproximativ 17,5 miliarde de lei, însă coaliția mizează pe faptul că 7 miliarde de lei vor veni de la Uniunea Europeană. Acestea au fost informațiile în acest moment. Algele au schimbat culoarea Mării Negre. Acum apele au mai degrabă o nuanță turcoaz, un fenomen care apare an de an și care devine tot mai pronunțat. Iată dovada, dar și explicațiile specialiștilor.
Marea Neagră nu mai este neagră. Nici vorbă de vreun joc de cuvinte. Culoarea întunecată a dispărut, după cum o demonstrează mai ales imaginile din dronă. Explicația principală ține de biodiversitatea mării. Atunci când vine primăvara, apa este încă rece, primele alge care se dezvoltă, care explodează populațional, sunt aceste cocolitofore. Cert e că în fiecare primăvară avem această explozie de cocolitofore, de alge altfel verzi, dar fiindcă îmbrăcate în carbonat dau o nuanță, combinație de verde cu albastru și este un azuriu, ele sunt, dau culoarea azurie a mării și e o culoare foarte frumoasă care depinde de ochiul fiecăruia. Explicațiile mai detaliate se referă și la intervenția omului. Un alt factor care contribuie la această schimbare ar fi înisiparea plajelor. Nisipul adus din largul mării la țărm a dizolvat mai mult carbonat de calciu și a schimbat în mod surprinzător culoarea mării. La această culoare contribuie și sedimentele aduse de Dunăre în Marea Neagră. Diversele incidențe ale luminii solare sau încărcarea cu tot felul de sedimente. Cu cât sedimentele sunt mai deschise la culoare, de origine calcaroasă în general, cu atât marea va fi mai blă. Dacă până acum turiștii și constanțenii mergeau în sudul litoralului doar pentru culoarea turcoază a mării, acum se pot bucura de același peisaj și în zona de nord a litoralului. Da, am mai văzut-o, da. De mai multe ori. În ce perioadă o vedeați? Tot primăvară. La Eforie. Eforie Tuz, la bucata aia. Am mai văzut-o. E mișto, e frumos, chiar e altceva. Ți-ar plăcea să fie turcoazul ăla cum e mediterana? Da, da, ar fi chiar mișto. Chiar ar fi mișto. Și pozele are și da, mai frumoase. Da, da, dai seama. Teoretic, această culoare va fi vizibilă și în timpul verii până în septembrie, dar nu în perioadele cu furtuni și vânt puternic. Astăzi, vremea va continua să se încălzească în toată țara. Valorile maxime vor atinge 22 de grade în capitală și la Drobeta. La Cluj-Napoca, Baia Mare și Brașov vor fi 16 grade. La Iași vor fi 20 de grade Celsius, iar la Timișoara 21. Cel mai frig va fi pe litoral. Termometrele vor arăta 15 grade la prânz. La această oră, în București, termometrele arată 3 grade Celsius. La munte, la Sibiu, sunt doar 2 grade cu cer senin, iar în delta, la Tulcea, sunt 4 grade. Revenim acum la subiectul principal al dimineții. În urmă cu puțin timp, o mașină a luat foc după ce a intrat în gardul ambasadei Rusiei de pe bulevardul Kiselev din capitală. Șoferul a murit carbonizat. La fața locului sunt acum trupe antitero, dar și mulți polițiști. Însă cu mai multe detalii vine colega mea, Larisa Rațiu. Bună dimineața, Larisa! Bine te-am regăsit, Cristina. Suntem în continuare aici la locul accidentului în fața ambasadei Rusiei. Din primele informații știm că accidentul ar fi avut loc în jurul orei 6:20, chiar în fața ambasadei pe bulevardul Kiselev. O mașină a intrat în porțile ambasadei după ce șoferul ar fi strigat înainte către jandarmii care păzeau clădirea că va produce un accident grav. Din primele surse se pare că bărbatul ar fi făcut intenționat acest gest. Pare a fi un act terorist la prima vedere, însă nu putem confirma deocamdată acest lucru. Cert este că în doar câteva minute mașina în care se afla șoferul a ars aproape în totalitate. Din primele informații știm că bărbatul care se afla la volan a murit carbonizat în mașină. De asemenea știm și faptul că în mașină nu mai erau și alți pasageri în afară de șoferul care a murit ulterior. Așa cum puteți vedea în imagine chiar acum, aici sunt în continuare mai multe echipaje de pompieri, poliție, chiar și trupele antitero și cele pentru intervenția pirotehnică în cazul în care aici ar exista pericol de explozie. Zona a fost delimitată pentru ca nicio persoană să nu poată ajunge aproape de clădirea ambasadei, mai exact de locul accidentului. Este important să vă menționez și faptul că traficul rutier a fost puțin dat peste cap în această zonă, pentru că în zona Arcului de Triumf și până la Piața Regelui este restricționat în acest moment și nicio mașină nu are voie să pătrundă în această zonă. De asemenea, polițiștii de la Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite pe cât
posibil această zonă. Așa cum vă spuneam, nu se știe exact dacă este vorba despre un atac terorist sau un simplu accident rutier. Autoritățile de aici sunt în alertă pentru a preveni orice alt incident. Întreaga zonă este împânzită de jandarmi și polițiști. Vă pot spune că este alertă de gradul 0 chiar aici, în centrul Bucureștiului. Important este de menționat că incendiul a fost stins în totalitate de către pompieri, s-a intervenit la timp și nu a existat niciun risc de extindere. Cercetările au fost preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri pentru a stabili exact care a fost cauza în urma căreia a avut loc acest accident. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Larisa. Un taximetrist a creat haos în trafic într-o intersecție din Oradea. Bărbatul a leșinat în timp ce era la volan. Vatmanul unui tramvai plin cu călători a văzut scena și a reușit să oprească la milimetru, evitând astfel un accident. Mai mult mort decât viu l-au observat participanții la trafic pe taximetristul aflat la volan. Bărbatului i s-a făcut rău în timp ce conducea și a leșinat. Vatmanul unui tramvai a văzut că autoturismul stă nemișcat în mijlocul intersecției, așa că a reușit să oprească la timp și să sune la 112. Medicii alertați la locul incidentului i-au acordat primul ajutor bărbatului la volan. Abia după ce și-a mai revenit în simțiri, salvatorii l-au scos din autoturism, l-au pus pe targă și l-au transportat la spital. Taximetristul a rămas sub supravegherea medicilor. Doctorii l-au supus unor analize amănunțite pentru a afla ce afecțiune a provocat leșinul. Polițiștii nu vor mai putea ține o persoană la audieri mai mult de 3 ore. Asta prevede o nouă lege recent aprobată care va intra în vigoare în perioada următoare. Cu mai multe detalii vine colega mea, Iulia Dumitrașcu. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Așa este, o persoană condusă la sediul poliției nu poate fi verificată mai mult de 3 ore. Asta spune o nouă reglementare care vine să modifice și să completeze articolul 36 al legii 218 din 2002, care vizează organizarea și funcționarea poliției române. Practic, în urma unui eveniment, polițistul are dreptul să ducă la sediul poliției persoane pentru verificări, dar acestea nu trebuie să dureze mai mult de 3 ore. Doar dacă nu reușește în acest interval de timp să stabilească identitatea. Se poate prelungi acest interval de timp până la 4 ore, spune un alt amendament. Bineînțeles, această lege a trecut ieri de Camera Deputaților, urmează însă să fie promulgată de președintele României, Klaus Iohannis. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Dobânda de referință a crescut la 3%. Măsura luată ieri de economiștii BNR dă mari emoții românilor datori la bănci. Asta înseamnă rate mai mari pentru toată lumea, iar previziunile sunt sumbre. Scumpirea creditelor va continua inclusiv în 2023. Mai am 17.829. Adrian, la fel ca toți românii îndatorați la bănci, își urmărește cu înfrigurare extrasul de cont. De vreo 15 ani avem, tot le-am achitat, iar am făcut, iar am achitat, tot așa. Casa ne-am luat în rate, tot în rate. Deoparte nu apucăm să punem. No, și copiii deja sunt mari, le trebuie multe și... Cei cu credite care depind de robor au simțit deja scumpirile. Iată un exemplu concret. O rată prin programul Prima Casă de 850 de lei în februarie a devenit una de 1430 de lei în aprilie. Trebuie să faci sacrificii, trebuie să scazi din altă parte ca să poți să acoperi cheltuielile. N-am stat să dau foarte mare atenție pentru că nu am încotro. Sunt nevoită să plătesc rata, mi-a trebuit locuință. Roborul la 3 luni a crescut constant. La finalul anului era sub 3%. Acum a ajuns la nivelul de 4,62, iar dobânda de referință a crescut cu încă jumătate de punct procentual, de la 2,5 la 3%. Și economiștii spun că până la sfârșitul anului se poate ajunge chiar la 5% rata dobânzii de referință bancară a BNR. Vom vedea mai puține credite? Da, sigur că da. Pe măsură ce rata dobânzii crește, banii devin mai scumpi, creditele mai inaccesibile. Iar estimările sunt sumbre.
Din păcate, dobânzile vor continua să crească, urmând să ajungă cel mai probabil la 6% pentru robor și la peste 4% pentru IRCC. Creditele acordate în ultimii 3 ani se calculează în funcție de IRCC, un indicator stabilit trimestrial. Ne luăm adio de la creditele ieftine pentru cel puțin 2 ani de acum încolo, în condițiile în care inflația determină băncile să ceară dobânzi tot mai mari. La un credit pentru care anul trecut, de exemplu, plăteam o rată de 1300 de lei, acum s-a ajuns la 1700 de lei. Ultimele estimări ale Băncii Naționale arată că inflația va trece în lunile următoare de 11%, în condițiile în care acum este la nivelul de 8,5%. Economiștii spun că singura soluție pentru ieftinirea creditelor este stoparea celorlalte scumpiri din economie. Viitorii polițiști și jandarmi trec în aceste zile prin probele de foc ale admiterii la școlile Ministerului Afacerilor Interne. Zeci de tineri din toate colțurile țării s-au aliniat la startul testului sportiv eliminatoriu de la școala de poliție din Câmpina. După efortul fizic, candidații își vor testa și cunoștințele, iar în acest an, examenele scrise au două materii noi. Tenție, start! Traseul pe care au fost puse 12 obstacole trebuie parcurs într-un timp cât mai scurt, dar pentru a obține o notă bună, candidații trebuie să evite penalizările. Dacă unii tineri s-au pregătit din timp pentru concurs, alții au lăsat totul în voia sorții. Traseul a fost unul, în punctul meu de vedere, dificil. Cât de mult ai pregătit? Sincer, în ultima perioadă, când am dat de greu pe ultima 100 de metri, când s-ar spune. Am obținut decât 2054 de secunde, loc penalizări. Este destul de bine, având în vedere că nu prea am avut antrenament mult. Destul de greu, la început m-am speriat, am făcut o întindere mică de la încălzire, care m-a încălzit prea tare. La joanele, la sfârșit, sunt grele. Sunt foarte excitante. Nota obținută la proba sportivă va conta în proporție de 50% pentru media finală de admitere. Cele 12 obstacole de pe traseu îi solicită la maximum pe candidați. Traseul aplicativ începe cu săritura lungime de pe loc, care are un barem de minim 1,80 m. Urmează cele două rostogoliri din ghemuit în ghemuit, transportarea unui manechin în greutate de 60 de kilograme. Urmează săritul caprei, trecerea prin tunel, aruncarea mingilor și traversarea celor 12 jaloane dintr-o parte în alta pe o distanță de 20 de metri. În acest an, pentru probele scrise, au fost introduse două materii noi. În cadrul probei de evaluare a cunoștințelor, pe lângă limba română și limba străină, au mai fost adăugate două materii, și anume legislație specifică a MEAI-ului plus educație civică și cetățenească și logică. În această sesiune s-au înscris peste 3600 de candidați, iar după proba sportivă eliminatorie au mai rămas în jur de 2400 de tineri. Sicrie bătute în pietre semiprețioase s-au făcut în caroserii de mașini de lux. Oricât ar părea de straniu, e oferta unor patroni de pompe funebre care au mirosit dorința unora de a avea parte de opulență pe ultimul drum și au pus la punct afaceri bănoase. Deși nu ne-am fi imaginat poate vreodată, undeva în cartierul Ferentar din București s-a inventat sicriul pentru cei pasionați de bolizi cu mulți cai putere, făcut dintr-o caroserie de mașină la bordul căreia se va odihni veșnic răposatul. S-a muncit ceva, vreo 2 luni de zile, e unic în lume, are o dimensiune de 2 metri. Cu 1,10 lățime. Prețul pentru o asemenea bijuterie mortoară poate ajunge până la 10.000 de euro. Și merge? Sigriu și pe lumea cealaltă? Cu benzină sau fără? Dar nu e singurul model cu care se laudă inventatorul. Mai bine regele sicriilor, cum spune toți din funerarii în România, așa mă cunosc, regele sicriilor. Vrei un OZN? OZN să fac farfurii zburătoare, orice. Până la farfurii zburătoare și OZN-uri, să vedem care e acum oferta. Băi, aici avem un sicriu Boston. M-am inspirat din viața asta, din moda, de fapt, 2022, să poartă mult accesoriile astea cu pietre, cu semiprețioase. E, așa asta l-am și făcut. E unic în lume. E manual. Am confecționat până și două catafalce, adică care suportul care stă sicriu, cele două vaze și crucea, după cum observați, identică. E din aceeași gamă, da. Ordinul miilor de pietre, nu?
Sau zeci de mii. Pe lângă cel bătut în pietre, există altele, tot de lux, inspirate de la o celebră casă de modă, la colecțiile căreia râvnesc mulți. Sunt statuetele, după cum observați, aplicate pe sicriu, pe capace, cum e și pe partea asta altă. Ăsta e un boston unic în lume, din 8 geamuri. De clienți nu duce lipsă, spune omul. Mulți pentru fală, mulți au bani, foarte mulți. Merită să fie mormântat, să zic, cu un astfel de sicriu. Și nu se uită să spun la bani. Și microbiștii au de unde alege. Există sicrie care poartă însemnele echipelor de fotbal. Deci unde s-a pus, s-a pus perna, da. Stema echipei. Da. Și cel de asta e la fel, tot cu stema. Îmi place luxul. Sunt foarte mulți oameni bogați în lume și la noi în țară și nu aveau de unde să-și cumpere un sicriu de lux. Păi, în lumea în care trăim, totul e amuzant. Și politicienii, și noi ca oameni, că acceptăm orice. Un coșug ar trebui să fie pur și simplu un coșug, nu o mașină sau ceva plin de diamante. Și nu sunt bani puțini. Pe lângă astfel de sicrie, știm deja că și în cimitire există mulți care ridică adevărate vile, unde cei decedați să se odihnească nu doar în pace, ci și în lux. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar nu plecați, chiar acum începe emisiunea Dimineața cu noi. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi excelentă!